bucată de vreme trecem prin cartea prorocului Iona. Iar duminica trecută, dacă vă amintiți, am terminat capitolul 3, unde am învățat, unde am citit despre pocăința ninivenilor. Vă amintiți? Oamenii aceia au fost expuși cuvântului lui Dumnezeu, au fost expuși sămânței lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu, iar sămânța a adus rod. Nu știm ce fel de sămânță a fost aceea care a adus rod instantaneu, dar a fost o sămânță care a adus rod din cauza că Dumnezeu a planificat lucrul acesta. Adevărul este că sămânța într-adevăr aduce rod atunci când este semănată. Atunci când iei sămânță și o semeni, există speranță că va fi roadă. Nu? Nu știm sigur dacă va fi roadă, dar dacă sămânța s-a semănat, va fi roadă. Este speranță cel puțin că va fi roadă. Însă atunci când sămânța nu este semănată și nu există speranță pentru roadă, este bine să înțelegem că problema nu este nici în pământ, problema nu este nici în sămânță, nici în cel ce udă, nici în cel ce cultivă, nici în cel ce adună, problema este în semănător. Pentru că dacă semănătorul nu iese într-o anumită perioadă de timp ca să semene sămânța, atunci nu va fi speranță pentru roadă. În împărăția lui Dumnezeu, mulți vor dori ca să semene sămânța, pentru că nu vor mai avea alte lucruri de făcut, ci acolo vom sta în prezența Sfințeniei lui Dumnezeu. Și... însă nu va mai fi nevoie. Știți, uneori vrem ca să semănăm, când vedem că oamenii culeg roada toamna, spunem, mă, uite ce roadă frumoasă are vecinul și câți cartofi adună, câte roșii adună. Vreau și eu lucrul acesta. Și parcă vrem atunci să semănăm cartofi sau roșii. Însă anotimpul spune că e prea târziu deja, a trecut timpul de semănat. Există un timp de semănat, iar noi trăim astăzi vremuri când Dumnezeu ne cheamă ca să semănăm cuvântul Său. Atunci când sămânța este semănată, există speranță pentru roadă. Dumnezeu l-a chemat pe Iona ca să semene sămânța. Iona n-a vrut, Dumnezeu l-a forțat, a creat un context în jurul lui încât el oricum s-a dus la niniveni, iar atunci când sămânța a ajuns în Ninive, i-a adus rod. Trăim și noi niște săptămâni în care vrem să ne îndemnăm unii pe ceilalți să mergem să semănăm sămânța și acum câteva săptămâni am spus să mergem să împărtășim cu 3 oameni despre cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, un verset, Romani 6:23. Cuvânt care spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică. A spune cuiva acest verset, a împărtăși cu un om care nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu știe Scriptura, a împărtăși cu cineva acest verset, asta este o sămânță semănată. Duminica trecută, după mesajul din Iona capitolul 3, ne-am despărțit cu aceeași îmbărbătare. Ne-am îmbărbătat unii pe ceilalți și am spus, haideți săptămâna asta să îi urmăm exemplul lui Iona. Și să alegem 3 oameni în viața noastră cărora să le împărtășim deja alt verset. Care a fost versetul duminica săptămâna trecută? Ioan 3:16. E un verset extraordinar acolo care, de fapt, comprimă întreaga Evanghelie într-un verset. Mica Evanghelie. Ioan 3:16, care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El, în Iisus, să nu piară, să nu ajungă în iad, ci să aibă viață veșnică. Am spus, hai să mergem la 3 suflete, 3 oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu s-au întors la Hristos și să aruncăm sămânța aceasta. Dacă sămânța se seamănă, există speranță pentru rod. Dar dacă sămânța nu se seamănă, iubiții Domnului, putem să ne adunăm să vorbim despre cum se sapă bine un pământ.
Putem să ne adunăm să discutăm despre condițiile climatelice cele mai bune pentru ca un pământ să rodească. Putem să ne adunăm să instalăm tot felul de sisteme de irigații pe pământul respectiv. Putem să ne pregătim deja cu tot felul de instrumente și unelte și tractoare ca să strângem roada, să pregătim grânarele, să găsim săli mari, să facem tot felul de programe pentru ca să adunăm roada aceasta. Însă rod nu va fi. Din cauza că nu s-a semănat sămânța. Iar dacă sămânța nu se seamănă, nu există speranță pentru rod. Iona a fost trimis de Dumnezeu ca să semene cuvântul Domnului. Cuvântul a fost semănat și a adus rod. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu și astăzi lucrează, continuă să lucreze. Ori de câte ori tu îți deschizi gura și împărtășești cu cineva frumosul mesaj al Evangheliei, știi ce spune Dumnezeu despre tine? Dumnezeu face o afirmație despre tine, interesant, printr-o întrebare. Ați auzit vreodată afirmații făcute despre cineva printr-o întrebare? În Cuvântul Lui Dumnezeu există o afirmație făcută despre tine atunci când tu predici Evanghelia, iar afirmația aceasta este făcută printr-o întrebare. Și spune, cât de frumoase sunt picioarele celor care, ce? Care vestesc Evanghelia, care duc sămânța, care spun altor oameni despre vestea bună. Cât de frumoși sunt oamenii aceștia pe pământ, care iau mesajul Evangheliei și îl duc la oamenii care au așa de mare nevoie de el. Există ceva mai frumos? Cât de frumoși sunt oamenii? Cât de frumoase sunt picioarele lor? Picioarele celor ce merg, care se duc la cei care au nevoie de Evanghelie și le vestesc Evanghelia. Iubiții Domnului, atunci când se seamănă sămânța, există speranță pentru roadă. Dimineața aceasta vrem să mergem mai departe. Mergem în Iona, capitolul 4. Și haideți ca să deschidem cuvântul Domnului în Iona, capitolul 4 și să citim primele 4 versete de acolo. Iona, capitolul 4. Și o să citim 4 versete care vorbesc despre, care continuă, de fapt, întâmplarea pe care am început să o citim de ceva săptămâni. Duminica trecută am fost martor la faptul că Iona a predicat, oamenii au auzit și s-au pocăit. Mai departe, vedem în Iona capitolul 4, versetul 1, spune că lucrul acesta, adică faptul că oamenii s-au întors la Dumnezeu și că Dumnezeu s-a oprit din a-și mai vărsa mânia peste ei, lucrul acesta, versetul 1 spune, n-a plăcut deloc lui Iona. Wow! Super evanghelist. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Niște lucruri frumoase o să învățăm despre Iona în dimineața aceasta. Titlul predicii este Inima plină de mânie a lui Iona. Da? Asta este titlul predicii. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ceea ce eu ziceam, ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars. Aha, deci, care era motivul pentru care el s-a dus la Tars? Păi, tocmai să nu se întâmple pocăința ninivenilor. Lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața. Căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu că te mânii. Iona, bine faci tu că te mânii?
Iubiții Domnului, atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că există o mare bucurie în cer. Este o mare bucurie în împărăția lui Dumnezeu. Atunci când un om care nu-L urma pe Dumnezeu, care nu avea viață predată lui Dumnezeu, se întoarce la Dumnezeu și își predă viața lui Dumnezeu, acolo în ceruri, între îngeri, heruvim și serafim, în inima lui Dumnezeu, este o mare bucurie. Este încă un suflet scăpat de la chin. Este încă un suflet eliberat din întuneric. Este încă un suflet salvat de la minciună, din pușcăria minciunii lui. Oamenii trăiesc în minciuna lor. Ei cred că viața pe care o trăiesc este o viață bună. Ei cred că calea pe care merg este o cale bună. Ei cred că lucrurile lumii aceștia le poate aduce lor fericirea în viață. Oamenii chiar cred lucrurile acestea. De aceea umblă după lucrurile lumii acestea. Și atunci când un om totuși pricepe Evanghelia, are descoperirea Evangheliei și se întoarce la Dumnezeu și spune, toate lucrurile din lumea aceasta nu mai au valoare comparativ cu Dumnezeu în care mă încred acum. În ziua aceea se face o mare bucurie. Pentru că chiar dacă omul care se întoarce la Dumnezeu nu înțelege foarte bine ce face, Dumnezeu care îi știe viitorul, știe bine ce El face. Și anume, întorcându-se la Dumnezeu, omul acesta face cea mai importantă și bună, pozitivă, benefică decizie din toată existența lui. Am mai spus, omul face două mari decizii în viață. Prima este cu cine te căsătorești. Pentru că de persoana cu care te căsătorești, de asta depinde tot restul vieții tale. Soțul tău sau soția ta te va chinui toată viața sau te vei bucura cu el sau cu ea toată viața. De asta este bine să deschizi ochii atunci când te căsătorești. Și a doua, cea mai mare decizie pe care o iei în viață, este cui îți încredințezi sufletul pentru veșnicie. Cui îți încredințezi? De decizia aceasta depinde veșnicia ta. Depinde chiar și viața pe pământ, dar depinde veșnicia ta. Cine ia o decizie pentru Domnul, este un om binecuvântat și Dumnezeu are o mare bucurie pentru că știe că omul acesta este eliberat din închisoarea minciunii. Iubiții Domnului, sunt câteva lucruri pe care vreau ca să le analizăm sau din care vrem să învățăm în dimineața aceasta din acest text din Iona. Și primul are de face cu primul verset. S-a mâniat sufletul lui Iona. Primul lucru are de face cu mânia sufletului Iona. Pentru că versetul 1 spune că atunci când Iona a văzut că oamenii s-au întors la Dumnezeu, el nu a făcut ceea ce ne spune Dumnezeu că face atunci când se întoarce cineva la Dumnezeu. Numai ce am spus despre faptul că atunci când un om ia decizia să se întoarcă la Hristos, este o mare bucurie în cer. Paradoxal, atunci când cetatea Ninive s-a întors la Dumnezeu, versetul 1 spune că Iona s-a mâniat. Nu i-a plăcut deloc lui Iona ceea ce vedea, el s-a mâniat. Despre Dumnezeu citim că atunci când un suflet se întoarce la Dumnezeu, este o mare bucurie în cer. La Dumnezeu s-au pocăit și s-au întors aici 120.000 de oameni. Nu unu, ci 120.000 de oameni, începând cu împăratul care și-a dat jos haina lui de împărat și s-a îmbrăcat cu sac și s-a pus în cenușă și a anunțat un post în toată cetatea și nu numai pentru oameni, dar a spus nici animalele să nu mănânce și să nu bea nimic. Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu. Iona s-a mâniat și nu i-a plăcut deloc ceea ce vedea. Iubiții Domnului, de ce se mânie omul acesta? Ce poate să displacă lui Iona atunci când vede că oamenii se întorc la Dumnezeu? De ce noi avem oarecare repulsie uneori față de a merge și a împărtăși cu oamenii Evanghelia? Ce face ca în inima noastră să lipsească sămânța dorinței acestea de a merge și a împărtăși cu cineva? Ioan 3:16.
Tu și Domnul știți dacă săptămâna trecută ați spus cuiva despre asta. Și dacă n-ai făcut-o, nu te judec, dar ne punem împreună o întrebare în dimineața aceasta. Ce face ca în inima noastră să se nască, să existe astfel de atitudine și stare când parcă avem o repulsie față de lucrarea lui Dumnezeu? Putem să vorbim despre tot felul de lucruri, dar avem o repulsie față de semănarea cuvântului lui Dumnezeu. Ce îl face pe omul acesta să se mânie atunci când vede că oamenii se întorc la Dumnezeu? Probabil noi nu simțim sau nu am simțit niciodată ceea ce a simțit Iona. Și mă refer aici la faptul că probabil niciunul dintre noi nu a experimentat supărare și mânie atunci când a predicat cuiva Evanghelia și omul acela s-a pocăit. Da? Iona predică Evanghelia, oamenii ăștia se întorc la Dumnezeu, iar Iona, văzând ce se întâmplă, se supără și se mânie. Probabil între noi nu există nimeni care să fie experimentat așa ceva. Dar poate a experimentat asta în altă circumstanță. Ai simțit vreodată așa un fel de invidie sau un fel de neplăcere când ai văzut că oamenii se întorc la Dumnezeu sau o lucrare crește într-o altă parte? Ai simțit vreodată ceva care te furnică cumva în stomac, în inimă, când vezi că alt frate sau altă soră face o lucrare și ei merg înainte și acolo este rod și lucrurile cresc și există binecuvântare, oamenii se întorc la Dumnezeu și cumva ai zâmbit și ai spus: Domnul să vă binecuvânteze, dar undeva în inima ta parcă ceva nu-ți plăcea, ceva te frământa. Ai simțit vreodată lucrul acesta? Te-ai mâniat vreodată văzând cum alții au succes în slujirea lor? Dacă lucrul ăsta s-a întâmplat, atunci probabil te poți apropia puțin de starea în care era Iona atunci. Te poți apropia de inima lui și poți să începi să-l înțelegi, pentru că o astfel de analogie ne poate pe noi ajuta să înțelegem starea lui Iona. Dragii mei, astfel de situații le folosește Dumnezeu, Dumnezeu le aduce în viața noastră pentru că ne iubește. Dumnezeu îl iubește pe Iona și din cauza că îl iubește, îl ajută să înțeleagă care sunt izvodirile inimii lui, inimă care era plină de mânie și supărare. Din cauza că Dumnezeu îl iubește pe Iona, Dumnezeu creează un context ca să-l ajute pe Iona să vadă care sunt izvodirile, care sunt pornirile inimii lui, inimă care era plină de mânie și supărare. Este o binecuvântare când vine Dumnezeu în viața ta și începe să lucreze și începe să scoată la suprafață ceea ce este cu adevărat în inima ta, ceea ce este cu adevărat în inima noastră. Dumnezeu, dragii mei, pe toți ne iubește în felul acesta și El, Domnul, va crea în jurul nostru tot felul de situații prin care va scoate la suprafață adevărata atitudine a inimii noastre. Dumnezeu îl iubește pe Iona suficient de mult încât să creeze în jurul lui un context prin care să scoată la suprafață starea inimii lui. Dumnezeu mă iubește pe mine suficient de mult încât să creeze în jurul meu situații complicate, tot felul de presiuni, tot felul de stări prin care să iasă din mine fără să mă controlez ceea ce este cu adevărat în sufletul meu. Eu știu că mulți dintre noi încercăm ca să ascundem adevărata stare a inimii noastre. Da? Dacă mânia locuiește în inima noastră, noi încercăm să o ascundem. Iar procesul acesta, încercarea aceasta de a o ascunde, noi o numim sfințenie. Dacă există închinare la anumit idol, idolul plăcerii, idolul confortului sau alte lucruri, noi știm că lucrul acesta nu-i bun, știm cu rațiunea și vom căuta tot felul de metode ca noi să ascundem închinarea noastră la idolul respectiv. Și cât nu pune Dumnezeu presiune pe noi, ne iese.
Că Dumnezeu nu creează o circumstanță din aceea care să depășească limita capacității noastre de a fi fățarnici, ne iese. Este că nu avem o problemă cu confortul, este că nu suntem supărăcioși, este că suntem darnici, este că suntem, ne place să ne rugăm și așa mai departe. Dar când Dumnezeu îngăduie o situație care este în afara capacității noastre de a fi fățarnici, atunci dăm din noi lucruri pe care după aceea noi spunem, eu n-am vrut să spun asta. Am spus, dar eu n-am vrut să spun asta. Cu alte cuvinte, ceea ce vrem noi să spunem este că, de fapt, nu noi am spus asta, a ieșit de undeva. De unde a ieșit? Din inimă a ieșit. Și dacă Dumnezeu n-ar crea contextul acesta, n-ar ieși niciodată. Și dacă n-ar ieși niciodată și n-ai vedea ce este acolo, n-ai ști asupra cărui aspect din viața ta de credință să lucrezi. Dumnezeu îl iubește suficient de mult pe Iona, încât să creeze în jurul lui un context. Context care să scoată la suprafață. Omul ăsta parcă nu era dus de prea multe ori la biserică, nu-i așa? Merge și predică Evanghelia și oamenii se pucăiesc, 120.000 de oameni. Eu mă gândesc că oamenii ăștia erau gata să facă o petrecere, să spună, măi Iona, bine că ne-ai spus, Domnul să te binecuvinteze, mulțumim, intră în casa noastră, stai în casa împăratului, hai să facem o petrecere, fă o rugăciune pentru noi, hai să facem o lucrare faină împreună, hai să facem aici ceva care să aducă glorie lui Dumnezeu. Sunt convins că s-ar fi putut multe lucruri frumoase de întâmpla acolo. Dumnezeu însă vrea să-l ajute pe Iona să înțeleagă care este starea inimii lui. Ori de câte ori voi greși eu în fața cuiva, ori de câte ori voi întrista eu pe cineva, omul acela pe care îl voi întrista va avea o reacție. Iar reacția lui față de mine va fi în funcție de ceea ce este în inima lui. Dacă omul acela mă iubește, el va veni cu o replică care să mă ajute ca eu să mă înțeleg rădăcina, de ce eu fac ceea ce fac, pentru ca să mă ajute să ies de acolo. Dacă mă urăște, mă va acuza. Dacă mă urăște, întotdeauna va spune, uite, asta ai făcut și mă va acuza și mă va acuza. Dar dacă mă iubește, îmi va spune, uite, asta e problema ta, frate drag, trebuie să schimb, trebuie să pui înaintea lui Dumnezeu și să cer binecuvântarea ajutorului lui Dumnezeu, pentru că El, Domnul, poate să schimbe. Iona are o problemă de inimă și slăvit să fie Domnul că Dumnezeu îi dă un răspuns nu plin de ură lui Iona, dar Dumnezeu îi dă un răspuns plin de dragoste și spune, Iona, la sfârșitul textului, bine faci tu că te mâni? Iona, bine faci ceea ce faci? Iona se mânie. Iona se mânie și se supără că oamenii se pocăiesc. În Isaia, capitolul 55, avem un text frumos pe care, dacă aveți o Biblie cu dumneavoastră, vă sfătuiesc să-l deschideți, să-l citim împreună. Isaia, capitolul 55, cum versetul 6. Este un text frumos. Câteva versete citim de aici, Isaia, capitolul 55, versetul 6, cuvântul spune așa, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Da? Sunteți toți acolo? Da? Isaia 55, versetul 6, sună foarte fain. Isaia, capitolul 55, versetul 6, începem să citim, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea lui, mesajul lui Dumnezeu, da? Să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Iona s-a mâniat și s-a supărat, să se lase omul nelegiuit de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește, ce scrie acolo? Iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul.
Ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus căile mele față de căile voastre, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Wow! Ce Dumnezeu avem! Avem un Dumnezeu care are un sistem de gândire, avem un Dumnezeu care are anumite simțuri, anumite dorințe. Și iubiții Domnului, Dumnezeu cât trăim noi pe fața acestui pământ, vrea ca să ne atragă spre El, să ne transforme, să ne schimbe, să ne schimbe în gândire, să ne schimbe în simțire, dar ca să se producă această schimbare, El începe prin a ne arăta cine și ce locuiește adânc în inima noastră. Iar ca noi să înțelegem ce locuiește adânc în inima noastră, Dumnezeu trebuie să creeze tot felul de situații complicate, complexe, pentru că în situațiile complicate și complexe care sunt în afara graniților măștilor noastre, diplomației noastre, noi începem să reacționăm normal, natural, mă scuzați, nu normal, natural. Și dacă în noi există răutate, răutate iese, dacă nu există, în noi există dragoste, dragoste iese, dacă nu există iertare, iertare iese, dacă există ură, ură iese de acolo. Și Dumnezeu spune, uite, asta este în inima ta, hai să facem ceva cu ea. Lasă-mă pe mine să vin în viața ta, lasă-mă pe mine să tronez în inima ta și eu te voi transforma, te voi schimba, te voi lua și te voi pregăti într-un alt fel, voi pune în tine Duhul meu, voi pune în tine lucrarea mea, prezența mea, lasă-L pe Duhul meu să emane din tine ceea ce El, Domnul, Duhul poate să emane, pentru că roada Duhului este dragostea, sfințenia, înfrânarea și așa mai departe. Omul în fățărnicia lui de asemenea se înfrânează. Dar înfrânarea aceea, chiar dacă pare foarte asemănătoare cele adevărate, este ceva fake, este ceva, este imitație. Adevărata putere de a te înfrâna în fața păcatului vine numai prin Duhul lui Dumnezeu. Eu nu mă pot înfrâna, dar Duhul, dacă lasă trăiască în mine Duhul lui Dumnezeu, atunci am putere împotriva păcatului. Eu nu pot ierta atunci când tu greșești, dar dacă las pe Dumnezeu să trăiască în mine și las pe El să fie pe tron, Duhul care este în mine îmi dă putere ca să iert. Eu nu pot ca să predic Evanghelia oamenilor de lângă mine, nu le pot spune nici măcar Ioan 3:16, din cauza că sunt așa de focusat pe egocentrismul meu, pe eul meu, încât nu vreau să fiu înjosit, nu vreau ca să-mi pierd timpul. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu trăiește în mine, atunci prin Duhul lui Dumnezeu am putere să predic altora eliberarea de sub povara păcatului. Iubiții Domnului, Dumnezeu ne iubește și El va continua să clădească, să ridice în fiecare dintre noi omul acela frumos care trebuie să fie în noi prin Hristos în ziua când vom merge la judecată înaintea Lui. Cât încă mai suntem acii, vom fi permanent în școala lui Dumnezeu. Și toate întăriturile care noi le ridicăm în inima noastră, Dumnezeu, din cauza că ne iubește, El le va dărâma. Și toți idolii la care noi ne închinăm, Dumnezeu, pentru că ne iubește, va crea tot felul de situații, va lovi cu ciocanul cuvântului Său în el și le va dărâma. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim înțelepți, să nu mai opunem rezistență. Și când Dumnezeu ne convinge de un păcat, ne convinge de o stare a inimii noastre stricată și păcătoasă, atunci să ne proșternem înaintea Lui în rugăciune și să spunem, Doamne, iartă-mă, schimbă-mă. Doamne, schimbă-mă pentru că eu nu pot, Tu poți. Puterea nu este în mine, Doamne, eu sunt capabil doar să păcătuiesc, dar puterea este în Tine, Tu poți să mă eliberezi. Poți să mă eliberezi de supărare, de mânie, de orice, pentru că mă iubești și Dumnezeu o va face. Versetul 2 se ocupă de a doua parte, sau sunt patru versete pe care le vom avea în predica de astăzi. Al doilea lucru, îl vedem pe Iona că reproșează Domnului în rugăciune. Iona reproșează Domnului în rugăciune. Cum îți spune versetul 2? Spune, s-a rugat Domnului, cine? Iona. Și i-a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea?
Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Piții Domnului, în starea de mânie a lui Iona, în starea de supărare în care se găsea Iona, omul acesta se duce să se roage. Și începe Iona să se roage în felul următor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. E ok până aici, da? Deci putem să spunem treaba asta, e bine, cumva parcă îi dăm glorie lui Dumnezeu. Dar e următoarea expresie care se roagă Iona. Și Iona spune, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Se roagă Iona lucrurile acestea? Nici de cum. De ce? Pentru că rugăciunea aceasta domnească, pe care ne-a învățat Domnul Iisus să o rostim, să ne rugăm cu ea, ea cuprinde niște elemente extraordinare. În primul rând, Domnul Iisus ne cheamă și ne învață ca în prima instanță, atunci când mergem în rugăciune înaintea Împăratului, înaintea Creatorului Cerului și al Pământului, să ne asigurăm că recunoaștem măreția Lui. Să ne asigurăm că îi spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ești unicul Dumnezeu, Tu ești Creatorul, sfințească-se numele Tău. Doamne, Tu dai valoare și sens creației. Ne învață Domnul Iisus să ne asigurăm că atunci când începem rugăciunile noastre, să începem cu a onora, a mări, a glorifica numele Lui Dumnezeu. Apoi, următorul lucru, Domnul Iisus spune, când vă rugați, să vă rugați în felul acesta, spuneți lui Dumnezeu Tatăl așa, facă-se voia ta. Știți ce înseamnă expresia asta? Când, cine dintre noi are curaj să se roage cu toată inima expresia asta? Doamne, în toată povestea asta a vieții mele, facă-se voia ta. Doamne, dacă trebuie să clarific pentru mine cel puțin ce am în vedere, am în vedere că cu viața mea, fă ce vrei tu. Tu lui Petru, Doamne, ai spus că te va glorifica în ultimele lui zile de viață prin faptul că va fi legat și nu va mai putea să meargă. Altcineva îi va da să mănânce cu lingura, altcineva îl va duce la toaletă și tu spui, Doamne, că așa vrei ca Petru să te glorifice cu ultimele lui zile din viață. Doamne, dacă tu vrei ceva de genul acesta și pentru mine, facă-se voia ta. Doamne, dacă vrei să fiu bogat, facă-se voia ta. Dacă vrei să fiu sărac, facă-se voia ta. Dacă vrei să am o soție, facă-se voia ta. Dacă vrei să am un soț, facă-se voia ta. Dacă vrei să am copii, facă-se voia ta. Dacă vrei să nu am copii, facă-se voia ta. Doamne, dacă vrei să fiu înalt, facă-se voia ta. Dacă vrei să fiu scurt, facă-se voia ta. Doamne, ce vrei tu? Mă rog în dimineața aceasta sau mă rog astăzi și te rog, Doamne, ca tu să faci voia ta. Pentru că voia ta contează pentru mine. Ne putem, avem noi curaj, oare, să ne rugăm rugăciunea aceasta? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta. Doamne, așa cum Tu împărățești și cum lucrurile Tale se întâmplă la secundă, acolo în împărăția Ta, așa, Doamne, să se întâmple și pe pământul acesta. Când Tu spui unui înger, du-te și vestește, el se duce și vestește. Doamne, când pe mine mă trimiți să spun la 3 oameni despre Ioan 3 cu 16, Doamne, eu mă duc și spun la 3 oameni Ioan 3 cu 16, pentru că Tu, Doamne, spui asta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. O, iubiții Domnului, Dumnezeu ne iubește așa de mult, și vrea ca să ne arate permanent starea inimii noastre. Iona este iubit de Dumnezeu și Dumnezeu îl ajută pe Iona ca să-și vadă starea inimii. Omul acesta se duce, face lucrarea forțată a lui Dumnezeu, oamenii se întorc, se pocăiesc și ceea ce găsim scris este că el s-a supărat și s-a mâniat văzând că 120.000 de oameni se pocăiesc. Și noi putem să zicem, dar noi nu suntem așa. Noi nu suntem ca el. Eu dacă aș vedea în viața mea că se pocăiesc 120.000 de oameni, eu aș fi
Ioan de Obște aș fi cel mai mare predicator. Deci Spurgeon s-ar odihni pe lângă mine. Știți asta despre care spune că el era clopoțelul predicatorilor. Dar eu aș fi cel mai, aș fi foarte fericit. Interesant este că probabil așa gândim, dar noi nu avem curaj să ne facem, nu că nu avem curaj, nu avem intenționalitatea uneori, să ne planificăm în mod intenționat, să mergem să ne uităm la o pereche de ochi, să ne uităm în ochii unor oameni și le spunem, știi ce spune Dumnezeu în Ioan 3:16? Acolo scrie, fiindcă atât de mult te iubește Dumnezeu pe tine, încât l-a dat pe singurul său fiu. Și dacă tu îți vei pune încredere în El, nu vei fi pierdut, nu vei merge în pierzarea veșnică, nu te vei duce în iad, ci vei merge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă ca să mergem și să facem lucrarea aceasta. Iubiții Domnului, vă puteți imagina ca Dumnezeu în împărăția Lui să spună unui înger sau unui heruvim să facă ceva și el să nu facă? Au fost astfel de îngeri. Și primul dintre ei a fost Lucifer, în care Dumnezeu a investit așa de mult și i-a dat autoritate. Iar Lucifer a ales ca să sfideze chemarea lui Dumnezeu. Lucifer a ales ca să se uite în ochii lui Dumnezeu și să zâmbească sarcastic. Lucifer a ales că atunci când Dumnezeu i-a spus ceva să facă, el să-i întoarcă spatele și să spună, am alte lucruri mai importante de făcut. Acum nu sunt copii ai Domnului, copii ai diavolului și copii neutri. Ca noi să spunem că atunci când nu ascultăm de fața lui Dumnezeu, suntem de fapt neutri. Dumnezeu ne cheamă și ne spune, vegheați, 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 vegheați. Haideți să veghem și să ne asigurăm că viața pe care o trăim, lumina care arde, noi ne cheltuim pentru Dumnezeu. Pentru că dacă ceea ce facem noi nu aduce glorie lui Dumnezeu, aduce slavă altcuiva. Vrei tu sau nu vrei, aduce slavă altcuiva. Dumnezeu spune, cine nu adună cu mine, ăla nu-i neutru. Omul care nu adună cu mine nu e un om neutru, ci este un om care risipește. Ai doar două stări. Ori lucrezi pentru Dumnezeu, ori funcționezi și existi pentru altcineva. Pentru diavolul. Poate nu te-ai înrolat în lucrul lui, nici nu accepți, nici prin vârful firului părului nu-ți trece dorința aceasta să lucrezi pentru el. Dar dacă nu aduni pentru Hristos, ești în slujba altcuiva. Omul acesta se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, ah, Doamne, am știut că faci lucrul acesta. Și se roagă o rugăciune care n-are nimic de a face cu o rugăciune plăcută înaintea lui Dumnezeu. În supărarea lui, el îl ia pe Dumnezeu la întrebări și îi spune, nu tocmai aceasta ziceam și eu când eram în țara mea? Ce zicea Iona când era în țara lui? Nu știm exact ce zicea Iona când era în țara lui, pentru că nu este scris. Dar mulți dintre noi avem ceva de spus atunci când Dumnezeu ne cheamă pe noi într-o slujire. Iona se roagă și spune, Doamne, nu asta ziceam și eu atunci când m-ai chemat în slujire când eram în țara mea? Noi nu știm ce a spus Iona atunci, că nu este scris. Dar ceea ce noi știm că atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem o slujbă, când Dumnezeu ne cheamă să facem o slujire, când Dumnezeu ne cheamă ca să predicăm la trei persoane un verset să le spunem, sau să mergem să ne rugăm cu cineva, sau să vizităm un bolnav, sau să ajutăm pe cineva, când Dumnezeu ne cheamă, noi avem ceva de comentat. Nu știm ce a spus El. Asta vroiam să înlătur, zicea el. Nu vroiam să văd cum se pocăiesc oamenii și cum tu îți potolești mânia față de ei. Iona, dar de ce pe ei să nu iubesc așa cum te iubesc pe tine? De ce să nu iert și pe ei așa cum te iert pe tine? De ce doar față de tine trebuie să învărți binecuvântare, dar nu trebuie să fie și ei binecuvântați? Ce fain este că în viața noastră au existat oameni care au venit să ne predice Evanghelia. Slăvit să fie Domnul, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei
pe care Dumnezeu i-a convins într-un fel sau altul să vină să ne împărtășească nouă. Dar oare nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu? Și nu va fi Dumnezeu onorat dacă și noi la rândul nostru ne punem la dispoziția Lui să mergem să spunem altora? Va fi, fraților, și dacă sămânța se seamănă, există speranță pentru rod. Dacă sămânța se seamănă, există speranță pentru rod. Dacă nu se seamănă sămânța, atunci nu există speranță pentru rod. Mai mult ca atât, uitați-vă la Iona, ce îi spune lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Zice, Doamne, știam că Tu ești, sau știu că Tu ești. Și dă aici câteva caracteristici. Spune, Doamne, eu știu că Tu ești. 1. Milos. 2. Doamne, eu știu că Tu ești plin de îndurare. Doamne, eu știu că Tu ești îndelung răbdător. Știu că ești bogat în bunătate. Doamne, eu știu că Tu te căiești de rău. Doamne, știu că ești așa. Și din cauza că știam că ești așa de bun și plin de milă și plin de îndurare față de oameni, din cauza aceasta eu am fugit spre Tars. Una dintre religiile care cresc puternic în perioada aceasta, sunt multe, dar una dintre ele care se dezvoltă este Islamul. Pentru că Dumnezeul lor este un Dumnezeu al fricii. Dumnezeul lor este un Dumnezeu al morții. Și oamenii din frică stau și slujesc un astfel de Dumnezeu străin. Și mulți nu fug de la el, nu au curaj să fugă de la el spre Tars, pentru că Dumnezeul lor este dur și le taie capul cu sabia. Dar fiți atenți ce facem noi cu un Dumnezeu care vrea altfel cu noi să se raporteze. El vrea să ne iubească. El vrea să ne schimbe, vrea să ne transforme. Dumnezeu care, prin diferite metode, vrea să ne învețe pe noi toți că El este milostiv. Și noi zicem într-o zi, măi, am înțeles despre Dumnezeu, Dumnezeu e milostiv. Am zis că Dumnezeu este plin de îndurare. Avem un Dumnezeu, e plin de îndurare. Avem un Dumnezeu care este îndelung răbdător, bogat în bunătate. Wow, ce Dumnezeu avem! Și ai zice... Și asta nu te motivează să fii mai agresiv în a-L împărtăși pe acest Dumnezeu altora care nu-L cunosc? Nu, 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 asta pe mine mă motivează să fug la Tars. Dumnezeu iubește pe Iona. Omul acesta cu gura lui dă din el adevăruri despre Domnul și spune, Doamne, Tu uite așa ești. Și din cauza că ești așa, dacă ai fi fost cu sabia, Doamne, dacă Tu îmi spuneai, Iona, ia sabia și du-te și omoare pe niniveni. Atunci cu mare bucurie mă duceam să-i văd pe toți morți ca unul. Dar din cauza că vrei ca să-ți împărtășești dragostea ta, am fugit spre Tars. Iubiții Domnului, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că El lucrează, ne iubește și va crea în jurul nostru tot felul de situații prin care să scoată la suprafață starea inimii noastre. Starea inimii noastre. Al treilea lucru pe care îl vedem în textul acesta, în versetul 3, este că Iona merge și mai extremal și spune, acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Doamne, decât să-i văd pe ninivenii ăștia cum se pocăiesc și cum se întorc la Tine, mai bine să mor. Mai bine să nu mai exist. Interesantă și probabil destul de sensibilă este dorința aceasta de a te sinucide. De foarte multe ori, mulți o experimentează. Și atunci când vine gândul acesta, de multe ori credem că el este un produs al unor realități. Realități care au de-a face cu lucruri ce țin de exteriorul nostru, de contextul în care trăim. Cât sunt de sărac, cât mi este de greu, mai bine să mor. Mulți dintre noi ne jucăm cu expresiile acestea. Doamne, dacă nu faci lucrul acesta, mai bine să mori. Unii zic, eu trăiesc pentru copiii mei, copiii mei sunt viața mea. Okay? Când spui, copiii mei sunt viața mea, de fapt este o ofensă, este un păcat, este o ofensă adusă la adresa lui Dumnezeu.
Dumnezeu care ți-a dat viața și care are un scop pentru tine pentru care să trăiești, tu iei scopul lui Dumnezeu și îl arunci la gunoi pentru viața ta, că nu te interesează Dumnezeu și spui, scopul vieții mele, viața mea este sau sunt copiii mei, eu exist pentru ei. Wow! Doamne, dacă oamenii ăștia s-au pocăit și s-au întors la tine, mai bine să mor. Iubiții Domnului, dorința de sinucidere își are rădăcinile în păcatul adânc al inimii noastre. Dorința sinuciderei își are rădăcina în egocentrism. Este o idolatrie așa de puternică acolo, e un idol la care te închini așa de puternic, încât dacă nu ți se dă acces la idolul tău, dacă nu este hrănit plăcerea aceea ta, dorința aceea ta, tu spui, decât așa mai bine să mor. Iona zice, Doamne, mă uit la ninivenii aceștia, nu mă interesează planul tău pentru ei, pe mine mă interesează planul meu pentru ei. Și din cauza că planul meu nu s-a înfăptuit, mai bine să mor. Wow! Iona! Omule, atunci când spui mai bine să mor, sau atunci când te gândești la sinucidere, oare realizezi tu că Dumnezeu are alte planuri pentru viața ta? Înțelegi tu că Dumnezeu te iubește așa de tare încât a ales ca tu să trăiești pe fața acestui pământ și să te bucuri de viața pe care El ți-a dat-o? Nu realizezi, dar știi de ce nu realizezi? Din cauza că ești orbit, nu vezi, ești orbit de egocentrismul tău. Dacă Dumnezeu te va binecuvânta cu descoperire și vei înțelege că El este mai important decât problemele tale, El este mai mare decât problemele tale, El te iubește mai mult pe tine, Domnul te iubește mai mult pe tine decât tu te iubești pe tine, dacă Dumnezeu te va ajuta să înțelegi că El are un sens, un scop pentru viața ta care e bine determinat, atunci să știi că ideea aceasta va cădea din inima și din mintea ta. Te vei elibera de dorința aceasta sau de gândurile acestea. Când mă gândesc la felul în care vorbește Iona cu Dumnezeu, mă gândesc la Iov. Iov tot l-a luat pe Dumnezeu la întrebări. Sau când mă gândesc la Iona care a spus, Doamne, mai bine să mor. Știți la cine mă gândesc imediat din Scriptură? Mă gândesc la Rahela, soția lui Iacov. Rahela era a doua soție a lui Iacov, pentru că prima i-a fost împinsă pe nedrept soția Lea de tatăl său, lui Iacov. Iacov s-a căsătorit nu din dorință personală cu Lea și apoi vine și Rahela. Iar Lea avea copii și Rahela nu avea copii. Problema nu era în copii, problema era în imagine. Lea zicea, păi eu sunt binecuvântată, eu am valoare în lumea aceasta, uite, eu am copii. Rahela zicea, eu nu sunt binecuvântată, eu n-am valoare, eu vreau să fiu mai presus decât nevastă mea, decât sora mea, Lea. Și a spus lui Iacov într-o zi așa, Iacov, ori îmi dai copii, ori mor. Nu-mi dai copii, la revedere, mor, la revedere. Dumnezeu i-a dat copii și după aceea a omorât-o. Nu te juca cu expresiile acestea. Dragii mei, idolii din inima noastră nu ne chinuie așa de puternic, însă Dumnezeu, pentru că este așa de bun, creează tot felul de situații în jurul nostru ca să scoată la suprafață ce mizerie stă acolo. Omul ăsta ajunge în punctul în care spune, mai bine să mor. Uitați-vă în ultimul verset. Ce întrebare îi dă Dumnezeu lui Iona? Domnul a răspuns lui Iona. Iona, bine faci tu că te mâni. Iona, bine faci tu că te mâni. Oare asta este ceea ce trebuie să faci tu în situația aceasta? Dragii mei, și nouă de multe ori Dumnezeu vine în viața noastră în mijlocul problemelor, în mijlocul reacțiilor noastre, felul în care noi reacționăm și de multe ori reacționăm păcătos și Dumnezeu după aceea ne arată că am reacționat păcătos și ne întreabă Dumnezeu, bine faci că reacționezi așa? Știți care este răspunsul următor pe care Dumnezeu îl așteaptă? Este ca noi să zicem, Doamne, e un păcat la adresa Ta, este o înjosire a numelui Tău, iartă-mă, Te rog. Doamne, iartă-mă și
vreau ca să vin înaintea ta și să te rog ca tu să continui să lucrezi în mine, să mă schimbi, să mă transform tu, pentru că eu nu mă pot schimba. Psalmistul David, în Psalmul 119, stă de vorbă cu Dumnezeu și îi spune în rugăciune. Și ceea ce îi spune David lui Dumnezeu în rugăciune, iubiții Domnului, este soluția de care noi toți avem nevoie dacă vrem să fim schimbați și transformați. Fiți foarte atenți, ceea ce noi am descris, ceea ce am descris prin predica aceasta, ceea ce am scos la suprafață, am descris inima noastră care este așa de rea și așa de înșelătoare și de care ar trebui să ne fie frică. Dar parcă e lipsită de speranță situația, parcă nu ne gândim și ce o să facem acum. Există oare nădejde? Nădejde există. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne-o arată. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 119, versetul 11. David se roagă și spune rugăciunea lui Dumnezeu: Doamne, strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Când ai citit ultima dată Scriptura? Când ai citit ultima dată Biblia? Să stai cu cuvântul lui Dumnezeu în mână și să lași pe Dumnezeu să-ți atingă inima. Cu tine vorbești permanent, dar cu Dumnezeu când ai vorbit ultima dată? David spune: Doamne, strâng cuvântul Tău în inima mea, pentru că dacă nu-l strâng, voi păcătui împotriva Ta, dar îl strâng ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Dacă nu strângi cuvântul Dumnezeu, te vei mânia atunci când Dumnezeu va lucra în tine. Te vei supăra când Dumnezeu își va face lucrarea Lui. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Dumnezeu, iubiții Domnului, pentru că ne iubește, va crea în viața noastră tot felul de situații prin care să scoată din inima noastră la suprafață tot ce este murdar. Inima noastră este prietenul nostru, dar este și dușmanul nostru. De aceea, fiul lui David, împăratul Solomon, în Proverbe, capitolul 4, versetul 23, ne dă un sfat tuturor. Proverbe 4, cu 23 spune: păzește-ți inima mai mult decât orice. Nu vreau să-mi păzesc conturile din bancă, vreau să-mi păzesc imaginea. Eu am alte lucruri care vreau să le păzesc. Dumnezeu spune, împăratul acesta, Solomon, zice: păzește-ți inima, dorințele tale, inima, centrul acela de dorință și de pofte, păzește-ți inima mai mult decât orice. Cum să o păzesc? Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta, Doamne. Așa o păzești. Cum își va ține tânărul care curată decât prin cuvântul lui Dumnezeu? Cum altfel? Doamne, nu vreau să simt ceea ce simt. Nu vreau, Doamne. Citește cuvântul. Hrănește-te cu Scriptura. Hrănește-te cu Dumnezeu. Du-te și stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune. Doamne, nu vreau să gândesc. Nu vreau să vă... Doamne, știu că asta nu-ți place. Stai în cuvânt. Hrănește-te cu Hristos, cu Dumnezeu, cu cuvântul. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Iubiții Domnului, ne bucurăm așa de mult că avem cartea aceasta din care putem să învățăm despre dragostea frumoasă a lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu este pornit la rău, un Dumnezeu care este plin de dragoste și care nu obosește iertând. Dumnezeu știe inima noastră și din cauza că știe inima noastră și știe slăbiciunile noastre, El nu încetează, El nu renunță la noi. Nu este nimic ce ai putea tu să faci ca să-L faci pe Dumnezeu să renunțe la tine. Dumnezeu nu renunță la tine niciodată. Chiar dacă tu renunți la tine, El nu renunță la tine. Chiar dacă tu nu-ți mai dai ție nicio șansă, Dumnezeu nu încetează să-ți mai dea șanse. Chiar dacă tu nu mai vezi niciun viitor pentru tine, Dumnezeu continuă să vadă viitor pentru tine. De ce? Pentru că El te-a creat. Tu ești lucrarea mâinilor Lui. Iar dacă tu te duci într-o direcție, Dumnezeu știe că tu nu acolo trebuie să te duci, nu-i nimic, El are timp să aducă în viața ta așa niște valuri și furtuni,
Și o să dea totul peste cap într-o zi și o să creeze un dezastru emoțional sau la nivel de simțuri. Dar nu-i nimic. El, dintr-o pocnitură de deget, poate să repare totul la loc într-o secundă. Și o va face. Dumnezeu este pe urmele tale, este pe urmele mele și mă păzește și te păzește. Vrea să mă pregătească pentru veșnicia Lui, vrea să te pregătească pentru veșnicia Lui și Dumnezeu nu renunță la tine chiar dacă tu renunți la tine. Pe Iona, vedem clar că el avea o inimă, departe de inima lui Dumnezeu. Dumnezeu vroia ca oamenii aceia să se întoarcă, să se pocăiască, El vrea să-i vadă morți. Nu-i nimic, Dumnezeu anume pe El l-a trimis acolo. Ca să-i scoată la suprafață starea inimii. Ce Dumnezeu fain avem, nu-i așa? Haideți să-L iubim pe Domnul. Haideți să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este așa de insistent în dragostea Lui față de noi. Haideți ca să începem să ne odihnim în Domnul și să fim convinși că Dumnezeu nu ne va lăsa să stăm așa cum suntem. Starea noastră, dacă este păcătoasă acum, Dumnezeu nu o va lăsa așa. El va pune presiune pe noi, El va crea situații dificile, va duce o boală, va duce un neajuns, o sărăcie, va face Dumnezeu ceva numai ca să ne scoată de acolo. De ce? Pentru că El știe că acolo este locul nostru și pentru timpul ăla vrea să ne pregătească, slăvit să fie numele, amin? Iubiții Domnului, săptămâna aceasta, haideți să ne lăsăm folosiți de Domnul. Haideți să căutăm 3 persoane cu care să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu. Notați-vă undeva ca să aveți textul. Romani, capitolul 10. Romani, capitolul 10, începând cu versetul 9 până la versetul 13. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la pocăință. Citiți textul acesta. Nu este nicio deosebire între grec, între iudeu. Toți sunt de la Domnul. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Citiți textul acesta.